mulțumesc pentru invitație. Eu voi vorbi puțin acum despre această piață imobiliară, spunând că trăim, cred, un început de nouă paradigmă, odată cu această perioadă nouă în viața noastră, și cred că lucrurile nu vor mai reveni niciodată la ce au fost. Nu voi spune că nu vor reveni la normal, pentru că ne adaptăm la noua normalitate. Aș spune că trecem de la conceptul biroul sau școala ca acasă, la noul concept care este casa ca biroul sau școala. Iar această poveste atrage după sine o mulțime de lucruri pe care eu cred că încă nu le știm. Mă uit, de exemplu, la excesul de Zoom și de transmisii care se fac în această manieră. Uitați-vă la imaginile de acolo. Nu știe lumea la ce să se uite. Ba se uită în cameră, ba se uită la ecran, ba le vezi gușa, ba le vezi urechile, ba le vezi costumul, ba le vezi capotul, ba biblioteca din spate. Ei, eu cred că se vor schimba acestea. Casele noi în viitor vor avea loc special pentru acest lucru, cu diverse... Copiii umblă prin casă cu căștile atârnându-le după urechi, cu tableta în brațe și strigă, adu-mi cheia, spune, nu pot că am oră. Am înțeles, fă-ți ora și ne învățăm acum la noua viață. Și cred că o parte din semnale despre ce va însemna viitorul vor veni dinspre piață, dar o parte vor trebui inovate. Pentru că în România, revin la al doilea aspect pe care vreau să-l spun, piața imobiliară a rămas la fel de netransparentă. Este o hală de asta opacă în care oamenii se bat cap în cap pentru că nu sunt aprinse becurile. Dezvoltatorii, desigur, cunosc ansamblurile, ceea ce fac, dar dacă ne punem în postura celui care este afară, nu există încă în România răspuns la întrebarea unde știu cu cât se vând apartamentele. Prețul. Știu oferte, destul de multe, dar nu știu prețul. Nu mi-l spune absolut nimeni. Cine merge să cumpere o mașină știe exact cât e prețul, dar când discuți de apartamente, nu știi despre ce este vorba. Iar nu s-a făcut, sau sper să se facă în anii următori, ceva în această direcție, așa cum România poate și-a dat seama că lipsa infrastructurii rutiere a însemnat mult acum și poate un moment să accelereze și să-și folosească resursele interne, așa cred eu că infrastructura pieței imobiliare din România ar fi momentul să pornească, iar una dintre soluții este toate informațiile acestea legate de prețuri se găsesc la autoritățile locale. Toate, pentru că toate contractele de vânzare-cumpărare sunt înregistrate acolo. Cred că ar fi un moment în care fiecare autoritate locală să prezinte publicului, la Cluj este un asemenea exemplu, se întâmplă de 7 ani, e public, tot ce înseamnă prețurile de acolo sunt puse într-o carte, bună, proastă cum e, dar ea există. Mai apare o întrebare. Ce s-a întâmplat cu prețurile în această perioadă? Au crescut sau au scăzut? După părerea mea, din zona evaluării, am constatat că cele mai multe, și poate știți cu toții, că cele mai multe evaluări în România se fac pornind de la ofertele de vânzare, nu de la tranzacții. În lumea normală, uitați-vă pe Zillow sau oriunde în Statele Unite, o să vedeți tranzacțiile. Și știi cu cât s-a vândut, istoric cu toate celelalte. În România, neștiind acest lucru, desigur că se pornește de la oferte. Avem o piață, încep să coaguleze diverse site-uri, niște informații pe care să le și verifice, intrăm poate într-o zonă de normalitate, să aprind un beculeț pe aici pe acolo. Durează, nu am pretenții să se întâmple de astăzi, de azi pe mâine. Dar odată ce nu cunoști ce se întâmplă în această zonă, ofertele, ele de fapt au fost un surogat al tranzacției. Prin urmare le-am folosit. Ce se întâmplă astăzi? Piața este plină cu oferte. Dacă tu vorbești cu vânzătorii, vor spune că prețul e același. N-au făcut nicio reducere, nu s-a întâmplat nimic. Ok. Dar ia uitați-vă puțin la volumul tranzacțiilor. Și comparați-l cu volumul tranzacțiilor de anul trecut. Iar când ne uităm la oferte, ele au valoare din perspectiva prețului pe care îl transmit, dacă îl coroborez și cu câte tranzacții se fac. Dumneavoastră știți mai bine, dezvoltatori, ați întâlnit comportamentul cumpărătorului astăzi. Eu văd, de exemplu, pe o statistică pe care am făcut-o, că în municipiul Cluj, de exemplu, locuințele înregistrate la primărie ca fiind tranzacționate până în iulie
săptămână de săptămână monitorizate de mine, au fost la maxim 20% comparativ ca număr, comparativ cu săptămâna similară din anul anterior. Ce se va întâmpla din toamnă? Vom vedea. Eu cred că încă suntem într-o perioadă de tranziție, suntem într-o zonă de anestezie în care nu ne dăm seama foarte clar care va fi efectul. Ce se va întâmpla cu Casa Viitorului? Eu cred că ea și îmi place foarte mult acest concept legat de calitatea locuirii, care în mintea mea înseamnă calitatea vieții. Cred că mulți dintre noi stând în case cu același personaj în jurul nostru, ne-am uitat poate mai atent și la ele și la noi. Și ne-am dat seama că viața înseamnă mai mult decât o tehnologie superbă, care înseamnă o clădire verde sau înseamnă mai mult de atât. Și cu siguranță mutațiile, eu cred de exemplu că mulți oameni sau sunt mulți care vor vrea să-și găsească o oază la țară și mă aștept ca în viitor să fie asemenea proiecte în zone care nu au terenul foarte scump, nu vor fi extrem de sofisticate, dar vor avea ce le trebuie și curtea din pușcăria în care ai stat, în care să poți ieși. Și mai cred că e posibil ca oamenii să se uite spre zona de chirii, gândindu-se că poate nu vor neapărat să investească într-un anumit loc pe termen lung, mai ales că finanțare, rate și așa mai departe, în schimb s-ar putea să însemne pentru ei o mutare în viață instantanee, în clipa în care ți-ai închiriat, de exemplu, în același timp o casă și la mare și la munte, pentru că nu mai poți să mergi în Grecia, Turcia sau în altă parte. Prin urmare, nu mai vreau să lungesc vorba, vin și spun că e un moment extrem de interesant. De la, cum au spus și antevorbitorii mei, este extrem de ciudat să vă vedem cu măști. Nu vezi expresia feței, nu vezi absolut nimic. Suntem ceea ce nu-mi doresc să fim de aici înainte. Nu-mi doresc copiii noștri care au început școala cu tabletele să se transforme în niște viitori salariați cărora să li se pară firesc să lucreze cu tabletele. Se va muta acest lucru. Ați văzut că în Ziarul Financiar astăzi un text era că s-a arătat că munca la domiciliu generează diverse boli, că nu toată lumea este obișnuită. De aceea e de văzut, pregătesc Casa Viitorului cu un birou sau poate în ansamblu rezidențial voi avea o zonă de office la care omul să poată ieși din casă, să meargă să aibă toată tehnologia necesară și discreția și firar să fie partea asta de securitate a sănătății, dar să-și adapteze viața, că de fapt cred că asta este extrem de importantă, că fiecare clipă, după cum știm care s-a dus, nu se mai întoarce. Așa că cred că toate ideile sunt binevenite. Nu știu dacă cineva are rețeta succesului de azi încolo, pentru că trăim niște momente provocatoare pentru noi și cred că asemenea manifestări ca cea de astăzi au rolul să mai aprindă lumina pe acest nou drum pe care mergem.